Concertul Mama Mea Romantică i-a strâns la oaltă pe iubitorii muzicii ușoare românești. Cei care s-au aflat pe litoral au avut parte de un concert în aer liber cu melodiile interpretate în limba română și mai presus de asta, celebre. Turiștii care au trăit vremea celor șlagăre au fredonat și au dansat ore în șir. Piese vechi cu care am crescut, am copilărit și cântă și copiii mei și le au în repertoriu și îmi sunt foarte dragi. În ultima vreme ascultăm mai mult Manele la televizor și pe toate posturile. Muzică, eu știu, dintre asta, nu știu, cel puțin de discotecă mai mult, iar cred că pentru cei de vârsta noastră, care avem aproape de 40 și cei mai în vârstă, nu cred că mai auzim asemenea muzică la televizor. E un spectacol frumos. Sunt în concediu, venit câteva zile în vacanță aici și e distractiv, divertisment. Pe lângă divertisment, evenimentul a avut drept scop promovarea muzicii ușoare românești, care pare să piardă teren în fața hiturilor în limba engleză scoase pe bandă rulantă de către noua generație de artiști. Am putut în sfârșit să facem un concert de muzică românească în limba română, pentru că sunt foarte rare concertele de muzică românească în limba română, mai ales cu piese care au fost odată în atenția marelui public. Credem noi că litoralul românesc are nevoie să-i se reamintească și valorile adevărate ale muzicii românești. Și iată că am ales, cred că, perioada cea mai potrivită, septembrie, care oricum îți creează o stare plină de melancolie și romantism. Evenimentul are loc concomitent cu desfășurarea programului Litoralul pentru Toți. Turiștii sunt încă în număr mare în stațiunea Mamaia. Într-adevăr, a început programul Litoralul pentru Toți, știm foarte bine, și ne-am gândit ca de această dată să venim cu un alt fel de spectacol. Mamaia Romantică este un nume care credem noi că spune foarte mult, muzică ușoară românească, muzică ușoară puțin mai veche, însă muzică romantică. E frumos la Mamaia în septembrie, soare, mare, caldă, muzică, iată, foarte multă distracție și foarte mulți turiști alături de noi. Este primul weekend de toamnă pe litoralul românesc, iar turiștii care au ajuns în această perioadă încearcă să se distreze așa cum știu mai bine, ziua la plajă, iar seara în cluburi ori la concerte.